Triunghiul Bermudelor, unele dintre cele mai fascinante, dar și terifiante locuri de pe planeta noastră. Nave și avioane dispar pur și simplu, iar radiourile și busolele încetează să funcționeze fără motiv. Unii spun că au văzut chiar și OZN-uri în acel loc. Nu mă refer doar la binecunoscutul Triunghi al Bermudelor, ci la un grup de alte 11 locuri cu aceleași caracteristici, numite și vârtejuri vicioase sau mai comun, vortexuri. Deci, ce sunt aceste locuri și cum funcționează? Tipul care ne-ar putea da o explicație este Ivan T. Sanderson. Acesta a fost un scriitor, un biolog și un mare fan al locurilor paranormale și inexplicabile încă din anii 50-60. El este cel care a inventat termenul vârtejuri vicioase. În timpul călătoriilor sale, el obișnuia să-și înregistreze experiențele trăite. Ce i-a atras cel mai mult atenția sunt lucrurile cele mai ciudate și inexplicabile care se tot repetă, acestea fiind nave care dispar și alte lucruri bizare ce caracterizează unele zone de pe planetă. El a cartografiat 12 de astfel de locuri asemănătoare de de până acum. Cel mai ciudat lucru este că 6 dintre ele se află într-o linie aproape perfectă deasupra ecuatorului. La fel se întâmplă și cu celelalte șase zone, doar că ele se află într-o linie aproape perfectă sub ecuator. 1. Triunghiul bermudelor. Bineînțeles, începem cu cel mai rău văzut dintre toate. Cunoscut ca și triunghiul diavolului, acesta a fost locul multor întâmplări sumbre vreme de secole. Poate ați auzit de incidentul din secolul XIX, navele Rosalie și El Astin. Prima a fost găsită goală, fără niciun echipaj la bord, dar totuși nava nu a suferit nicio avarie fizică. Cea din urmă, nava Eli Astin, a găsit o navă abandonată în larg, iar echipajul ei a fost să verifice ce se petrece cu vasul abandonat, aceștia ajungând să dis dispară și ei în acea zonă. Numărul navelor și avioanelor dispărute este foarte mare și într-o continuă creștere. Ce se întâmplă în acest loc din largul apei care conectează Miami, San Juan și insula Bermuda? Unii explică fenomenele prin teorii paranormale despre găurile de vierme către o altă dimensiune, și porți către lumea de dincolo. Acest loc este cețos datorită gazului metan, care câteodată face imposibilă vizibilitatea călătorilor care folosesc această rută, iar asta face navigarea prin acest loc puțin cam complicată. Totuși, disparițiile fără urme ce se petrec în acest loc lasă foarte multe întrebări fără răspuns. 2. Megalitul Algerian Acest megalit este un loc destinat în mormântărilor, loc construit de Imperiul Zing, una dintre cele mai vechi civilizații de pe planeta noastră. O construcție megalit este o anomalie arhitecturală care arată cât de avansați erau acești oameni pentru perioada lor când noi nu aveam nici măcar tehnologia să construim lucruri stabile. Dar în locurile pentru un mormântări antice, lucrurile devin puțin îndoielnice. În prezent, oricine zboară deasupra acestei părți deșertului Sahara adesea nu se mai întoarce. De asemenea, busolele se învârt nebunește și lucrurile electronice o iau razna doar în acest loc. Martorii au raportat că este acoperit de o aură grea și întunecată pe care o simți instantaneu de îndată ce te apropii de acest loc. 3. Mohenjo-Daro Acest sit arheologic din Pakistan a fost construit de civilizația de pe Valea Indului care a trăit în jurul anilor 2500 înainte de Hristos. Lucrul ciudat este că nimeni nu știe ce a adus sfârșitul oamenilor care au trăit în acest oraș. S-au găsit rămășițe și, după cum arată dovezile, se pare că toată lumea a dispărut deodată. Teoriile despre acest lucru sunt că ar putea fi vorba despre un dezastru natural, o invazie armată de la un imperiu vecin sau zeități supărate pe acest popor. Din păcate, nu știm cu siguranță ce s-a întâmplat. 4. Triunghiul Dragonului Continuând spre est, în partea nordică a ecuatorului, ajungem în Japonia, unde găsim Triunghiul Dragonului, denumit și Marea Diavolului. Cel mai uimitor lucru despre acest vârtej vicios este că sub apă se află un oraș subacvatic numit și Atlantisul japonez. Din nou, observăm aceste anomalii ale civilizațiilor antice, care construiesc cu o precizie arhitecturală incredibilă. În adâncul mării găsim tone de pietre ale monolitului tăiate la unghiuri perfecte de 90 de grade, dar nu vă grăbiți să vă scufundați deocamdată. Datorită faptului că tot felul de avioane și nave maritime au dispărut fără urmă în această zonă a Triunghiului Bermudelor din Oceanul Pacific, autoritățile japoneze au considerat zona prea periculoasă pentru a fi traversată prin orice modalitate. 5. Vulcanul Hamakulia Vulcanul Hamakulia este localizat în cercul de foc al Pacificului din Hawaii, cea mai întinsă și activă zonă vulcanică de pe Terra. Localnici traversează zona cu un respect extrem de mare deoarece se crede că vulcanul are puteri misterioase. Dovada acestor lucruri, ei bine, rapoartele au detectat o încărcătură electrică ciudată în acel loc. A fost chiar și un martor ocular care a mărturisit că a văzut un avion dispărând de pe radar chiar în fața ochilor săi. 6. Insula Paștelui. Acum să trecem la sud de Ecuator, către unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă și anume insula Paștelui din Polinezia. Aici puteți găsi aproape 900 de statui Moai create de oamenii Rapa Nui. Aceste statui pot cântări până la 90 de tone, ceea ce face transportarea lor aproape imposibilă. Deci, cum au construit și mutat aceste statui timp de aproximativ 250 de ani, între anii 1400 și 1650? Cea mai bizară teorie are la bază extraterestri. Dar ceva îmi spune că Rapa Nui probabil au folosit o metodă diferită, mai puțin extraterestră și mai epuizantă Fizic. 7. Anomalia Sud Atlantică. Numele spune totul. Anomalia sud atlantică este o parte a Terei unde fluxurile radiațiilor naturale sunt fără control. Astronauții care încearcă să arunce o privire către această zonă periculoasă au parte de halucinații. Nici măcar sateliții nu pot face o fotografie cu aceasta. Entuziaștii fenomenelor paranormale jură că este un portal către o altă dimensiune, dar știința are o explicație alternativă și anume zona se află în largul coastei estice a Americii de Sud, iar în acest loc este cel mai slab punct din câmpul magnetic al planetei noastre. Aparent, asta cauzează fenomene stranii apărute în această zonă. 8. Marele Zimbabwe. Denumit și Marele sau Vechiul Oraș Zimbabwe, acesta este un alt megalit impresionant de această dată în Zimbabwe. A fost cândva casă pentru 20.000 de oameni, dar în prezent este un oraș fantom. Până acum nu există o explicație pentru unde au plecat oamenii de aici. Această informație nu apare pe nicio evidență a marilor migrații sau conflictelor militare din regiune. Nu sunt nici măcar mituri sau legende legate de migrarea lor. Asta ne lasă cu unul dintre cele mai mari misterii ale lumii. 9. Bazinul Wharton Acest loc, situat în largul coastei de vest a Australiei, în Oceanul Indian, este caracterizat de evenimente geologice ciudate, cum ar fi cu tremurele de magnitudini mari unul după altul. Probabil ați crede că este locul unde se întâlnesc două plăci tectonice, dar ați greșit. Acesta nu este locul unde un cutremur ar putea avea loc în mod natural. Bazinul Wharton se află în interiorul graniței plăcilor tectonice ale Australiei. Cercetătorii sunt de părere că aici se formează o nouă falie sau o paraclază, adică o ruptură în scoarța Pământului, datorată mișcărilor tectonice verticale sau, cum ar spune entuziaștii paranormalului, un alt portal. Poate că asta ar explica mai bine avioanele care dispar instant în acest loc. 10 provincia insulelor loialității. Din nefericire pentru Australia, aici există două vârtejuri vicioase, câte unul pe fiecare parte. Pe partea de est, în largul coastei, se află insula de loialitate. O mulțime de vârtejuri de apă stranii au fost găsite în această zonă a Pacificului Sudic, la fel și o mulțime de activități geologice. Cercetătorii pretind că în această zonă a dispărut o mică insulă în anul 2012 numită insula Sandy. Înainte să vă gândiți la fenomenele bizare posibile, vă voi spune că acolo nu a fost niciodată o insulă adevărată. Desigur că a apărut pe unele hărți, dar acest lucru a fost o greșeală încă de la început, probabil o greșeală făcută de cineva care a încurcat coordonatele hărților. 11 și 12. Polul Sud și Polul Nord. Se află în părți opuse ale planetei, dar au două lucruri în comun, gheața și disparițiile. Polul Nord este locul unde s-a desfășurat o expediție formată din 129 de bărbați, care au fost găsiți 150 de ani mai târziu. Polul Sud are propriile sale căi de a ne terifia. Unii cercetători din Antarctica au rămas fără cuvinte când au găsit ceea ce pare a fi rămășițele unor civilizații extraterestre precedente existenței oamenilor. Am încercuit globul de două ori și acum știți care sunt cele 12 zone de evitat în timpul unei călătorii cu avionul sau nave maritime. Singurul lucru îngrijorător este de ce fix aceste 12 locuri exacte sunt înconjurate de mister. Cea mai populară teorie legată de aceste vârtejuri vicioase are de a face cu liniile lei. În principiu, acestea sunt alinieri ale unor zone marcate drept situri religioase sau structuri construite de om. Aceste zone sunt străbătute de linii perfect drepte ce leagă toate punctele între ele. Motivul pentru care sunt amplasate atât de exact este pentru a facilita călătorilor să navigheze cu ușurință pe distanțe lungi, un fel de hartă antică înainte de a folosi Google Maps. O mare parte a acestei teorii este formată din semnificații spirituale și mistice, la fel ca Feng shui -ul. Unii teoreticieni sunt de părere că civilizațiile antice ar fi folosit aceste zone drept portale prin care se călătorească dintr-un loc în altul, într-o clipită, exact ca în Minecraft. O altă teorie este că aceste 12 locuri sunt de fapt partea unui mod specific de organizare a planetei, ca un puzzle uriaș unde piesele sale se întâlnesc în zonele vârtejurilor vicioase. Din moment ce servesc drept piese de bază ale acestor hărți, acestea devin locurile cu cea mai mare încărcare energetică. Această energie ar putea să încurce sistemele de radar și poate cauza defecțiunile electrice ale navelor maritime și avioanelor. Bineînțeles, noi cei mai sceptici preferăm să găsim răspunsuri în afara zonei paranormalului. Multe dintre aceste zone ale vrtejurilor vicioase au o activitate geologică ridicată, iar condițiile vremii sunt severe. Aceste fenomene bizare ar putea fi simplu rezultat al mișcărilor tectonice al unui sistem de presiune al aerului ciudat sau datorită întâlnirii curenților oceanici. Până la urmă, triunghiul Bermudelor este cunoscut de asemenea ca alea uraganelor. Dar, totuși, poate că aceste activități geologice măsurabile fizic sunt rezultatul unor fenomene paranormale. Vă voi lăsa pe voi să vă decideți cu privire la acest lucru. Simțiți-vă liber să vă lăsați propriile teorii în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!